Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că a publicat în transparența decizională proiectul de modificare a Ordinului Comun de Ministru, prin care persoanele care suferă de cancer să poată primi certificat de persoană cu handicap încă de la diagnosticare. Conform mesajul.ro, prin același proiect se propune ca și persoanele care au suferit transplant de organe să beneficieze de aceeași facilitate, notează știri pe surse.ro. Am publicat astăzi în transparență decizională proiectul de modificare a Ordinului Comun de Ministru Muncă și Sănătate, numărul 762 per 1992 per 2007, prin care persoanele care suferă de cancer să poată Primi certificat de persoană cu handicap încă de la diagnosticare. De asemenea, prin același proiect se propune ca și persoanele care au suferit de transplant de organe să beneficieze de aceeași facilitate, anunță ministrul. Marius Budăi arată că este vorba despre ordinul care aprobă criteriile medico-psihosociale de încadrare în grade handicap, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu afecțiuni oncologice, afecțiuni grave care constituie o problemă importantă de sănătate publică, reprezentând a doua cauză de mortalitate în țările Uniunii Europene. Criteriile actuale stabilesc încadrarea în grade handicap numai pentru anumite forme de cancer și acestea în stadii avansate de evoluție. În propunerea de modificare a criteriilor au fost incluse toate formele de cancer încă de la diagnosticare și inițierea terapiei oncologice specifice. Pentru o perioadă de de supraveghere de minimum 5 ani. De asemenea, s-a stabilit modalitatea de acordare a termenului de valabilitate permanent al încadrării în grade handicap pentru cancerele în afara resurselor terapeutice în curs de îngrijiri paliative cu complicații ireversibile sub tratament, relatează mesajul.ro.